Bine ați venit la videoclipul special de un ca subscriber. Vă mulțumesc tuturor persoanelor care au apăsat butonul de abonare și vă las cu videoclipul special de un ca subscriber. Messi și Cristiano Ronaldo sunt cei mai buni jucători din lume. Chit că ești fan Messi, chit că ești fan Ronaldo, nu ai cum să nu admiri ce au reușit ambii să facă. Au câștigat atâtea baloane de aur, au câștigat Champions League-uri, titluri pe mai multe țări. Efectiv, au dominat lumea, dacă ne referim la fotbal. Ei au împărțit locul 1 timp de 15 ani, însă, după cum vedeți, jucători precum Mbappe, Vini, Haaland ies în față ca noua generație. Însă nu în videoclipul de azi, videoclipul special de 1K subscriber, o să resetăm cariera lui Messi și a lui Ronaldo deodată, ca să vedem care este în EFC 24 The GOAT. Ei bine, înainte să începem această simulare, vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați apăsat pe butonul de like, subscribe și clopoțel, dar și celorlalte persoane care nu s-au abonat, nu au dat like și nu au activat clopoțelul. Le mulțumesc pentru că s-au uitat la videoclipuri, pentru că și asta înseamnă un pentru mine. Eu fiind un canal mic, să am peste 1000 de vizualizări la un videoclip este ceva enorm. Așa că mulțumesc efectiv tuturor. În acest videoclip o să simulăm de la capăt cariera lui Messi și al Ronaldo împreună. Însă înainte să începem, v-aș ruga acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like pentru acest videoclip special, dar și să vă abonați să strângem acolo 10.000 de abonați. Acesta este următorul goal. Și desigur, dacă tot ai abonat, nu uita acolo să activezi clopoțelul pentru a primi notificări când postez ceva nou. E bine, și acum hai să trecem la videoclip. Messi și Ronaldo, i-am pus efectiv pe ambii la prima lor echipă, Ronaldo la Sporting și Messi la Barcelona. Le-am dat un overall pe care l-am mai folosit în simularea lor individuală. Ronaldo are 77 overall și astea sunt stats-urile lui: 4 stele skill moves, 3 stele weak foot, high low, 18 ani, un jucător foarte, foarte bun. Pe poziții joacă left winger, LM, striker și right winger. El oricum a jucat pe toate poziții astea, așa că am zis să-i pun pe toate. El de asemenea are potențialul cardului cea mare a lui Gold, adică de 94. Momentan ăsta este Ronaldo, o strece și la Messi să vi-l arăt. Însă, înainte să strece la Messi, vreau să vă spun exact cum vom face noi această simulare. Vom simula 10 sezoane și în aceste 10 sezoane vom lua în considerare Champions League-uri. Vom lua baloane de aur, titluri câștigate, goluri marcate, assist și vom vedea cine este The GOAT. Iar eu nu o să fiu nici la Barcelona, nici la Sporting, nici la viitoarea lor echipă, pentru că o să-i las singur să se transfere, o să-i las singur să rămână dacă vor la această echipă și eu nu mă voi implica absolut deloc, ca să nu influențez absolut deloc. Echipa lor Ronaldo este destul de bunicică, desigur că Ronaldo este pe bancă aici, însă o să încercăm noi să-l punem titular, măcar asta o să facem, și ne mutăm la Messi. Am ajuns la Barcelona, unde vom trece să-l vedem și pe Messi, care este chiar aici, are overall de 78, are 17 ani, are 4 cu 3 la skill moves și la weak foot. Acestea sunt stats-urile și stats-urile sunt de bune pentru el. El desigur că este right winger, KM și KF, adică practic toate pozițiile pe care el a jucat. Am uitat să menționez faptul că Ronaldo și Messi nu au un contract pe 5 ani, îl au doar pe 3 ani. Adică după 3 ani ei vor trebui ori să semneze un nou contract cu echipa respectivă, ori vor fi pe free agent. Echipa Barcelona este clar, clar superioară. Nu o să schimbăm absolut nimic la ea, nu avem voie să facem chestia asta, însă îl vom pune aici pe Messi right winger. Atât am să fac. Iar acum eu mă voi muta ca manager la altă echipă, orice altă echipă, și vom simula primul sezon. Sezonul s-a terminat și prima oară o să verificăm ce a făcut Messi. Messi se pare că a ajuns la overall de 82, foarte, foarte interesant aici. A crescut destul de mult, însă haideți să vedem totuși ce a reușit să facă și se pare că... Unde este? Oh, nu. Nu sper că n-a jucat deloc. Ok, Messi a jucat 2 meciuri și a înscris 0 goluri și 0 asisturi. Da, e greu pentru el momentan. În ligă se pare că Barcelona a terminat pe 2, wow, ratează aici Liga Barcelona. Supercopa câștigă, ok, câștigă Supercopa, deci Messi are un trofeu. Copa de Spania, din păcate, nu câștigă. Însă totuși, haideți să vedem ce am făcut și în Champions. Se pare că Barcelona este în grupa H și de când am văzut, Sporting nu este pe aici. Poate este în Europa League sau în Conference League, însă asta o să vedem la Ronaldo. Barcelona reușește să treacă de grupe pe primul loc. În round of 6 se pare că o scoate pe PSG cu 4-1 la general. Reușește să scoată Interul cu 3-2 la general. Însă în semifinale este scoasă de Manchester City cu 4-2 la general și câștigă Manchester City. Ok.
Am ajuns și la Sporting, unde vedem că Ronaldo are 80 overall. Se pare că are overall-ul mai mic decât al lui Messi. Însă haideți să vedem ce reușește să facă Ronaldo. Mergem aici pe left wing la Ronaldo și Ronaldo reușește 27 de goluri. Din primul sezon Ronaldo reușește 27 de goluri și 8 asisturi. Wow, pe departe Ronaldo momentan domină. Și se pare că Sporting câștigă și Liga, deci avem un trofeu și pentru Ronaldo. Însă din păcate nu câștigă Cupa Portugaliei. Însă da, vedem că Sporting a fost în Europa League, unde se pare că a terminat pe locul 1 cu 11 puncte, însă este scoasă rapid de PSV cu 4-2 în round of 6. Un sezon foarte, foarte bun pentru Ronaldo, un sezon mai slab pentru Messi, însă eu zic că s-au descurcat amândoi destul de bine. Așa că trecem la sezonul cu numărul 2. Sezonul cu numărul 2 s-a terminat și prima oară vom verifica pe Cristiano Ronaldo ce face. Vedem că în continuare este la Sporting, are 83 overall, iar el reușește să marcheze 29 de goluri și 7 asisturi. Foarte, foarte bine pentru el, două sezoane excepțional pentru Cristiano Ronaldo. Însă, după cum vedem acolo, contractul îi va expira în 12 luni. Așa că o să vedem dacă se va muta la altă echipă sau va rămâne la Sporting. Sporting se pare că sezonul acesta termină doar pe locul 3. Porto câștigă Liga, Cupa Portugalei se pare că câștigă din nou Porto, iar în Champions League se pare că Sporting termină în grupa H pe locul 3. Unde desigur că o vedem în Europa League, unde vedem că o bate pe Valencia cu 4-1 la general, însă în quarterfinal se scoasă de Bayern München, care nu înțelege ce caută în Europa League, cu 5-1. Deci, din păcate, niciun trofeu pentru Cristiano Ronaldo în acest sezon. Trecem la Messi să vedem ce a făcut și el. Am ajuns și la Messi, unde vedem că Messi are 85 overall. În continuare are overall-ul mai mare decât al lui Ronaldo. Însă haideți să vedem totuși ce a reușit să facă Messi. Și vedem că el a reușit 18 goluri și 5 asisturi. În sfârșit, joacă Lionel Messi. Un sezon destul de bun, 85 overall, foarte bine pentru el. Și se pare că Barcelona câștigă Liga, în La Liga reușește aici să câștige pe locul 1, Real Madrid fiind în spate, cu același număr de puncte, însă Barcelona câștigă la golaveraj. În Supercopa de Spania reușește, nu reușește. Copa de Spania reușește, reușește să câștige încă un trofeu Lionel Messi. În Champions League se pare că Barcelona iese pe locul 1 din grupa ei. În Round of 6 se pare că dă de Juventus, pe care o scoate cu 6-3 la general. Însă, din păcate, în quarterfinals este scoasă de Manchester City din nou cu 3-2 la general. Ronaldo și Messi s-au descurcat ambii destul de bine, însă vom trece în sezonul cu numărul 3 să vedem ce reușesc. Sezonul cu numărul 3 s-a terminat, hai să vedem cum arată Lionel Messi și are 88 overall, bine, bine pentru el acolo. Și echipa lor chiar arată destul de bine, Balde, care da, nu este în primul 11, însă totuși haideți să vedem câte goluri a reușit Lionel Messi și se pare că a reușit 12 goluri și 7 asisturi. Destul de puțin, destul de puțin. Și se pare că Messi și-a prelungit contractul la cei de la Barcelona, însă are o clauză de reziliere de 267 de milioane, deci s-ar putea să plece la un dat prin acea clauză. Însă îl vom mai vedea pe Messi aici cel puțin 4 ani. Însă din păcate Barcelona nu câștigă la Liga, asta înseamnă că Messi nu are un trofeu momentan. Supercopa se pare că câștigă, se pare că are un trofeu, are un trofeu sezonul ăsta. Copa de Spania, hai să vedem, nu reușește. Haideți să vedem ce a făcut și în Champions League, se pare că Barcelona termină pe locul 2 cu 9 puncte. Mai departe întâlnește AC Milan, care o sparge pe Barça 4-0, din păcate este scoasă din Champions League și câștigă Manchester City. Ok. Am ajuns și la Sporting, unde se vede că este încă Ronaldo aici și se pare că încă este, are 85 overall. Însă hai să vedem totuși câte goluri a reușit Cristiano Ronaldo și se pare că a reușit 30 de goluri. Wow! 30 de goluri și 14 asisturi, incredibil. Și se pare că și Ronaldo și-a prelungit contractul la cei de la Sporting. Însă se pare că Sporting câștigă Liga Portugaliei cu 83 de puncte și momentan avem un trofeu pentru Cristiano Ronaldo. Însă se pare că Cupa Portugaliei nu o câștigă, câștigă Benfica aici. Și se pare că Sporting este în Europa League, însă a terminat pe locul 3, ceea ce înseamnă că este în Conference League, unde se pare că se scoasă foarte, foarte rapid de Villarreal în Round of 16 cu 4-1 la general. Un sezon destul de bun și pentru Cristiano și pentru Messi. Trecem în sezonul cu numărul 4. În sezonul cu numărul 4, hai să vedem cum s-a descurcat Messi la Barcelona, dacă mai e la Barcelona, și se pare că da, încă mai e. Are 89 overall, echipa arată destul de bine, însă totuși
hai să vedem ce a reușit Lionel Messi să facă și se pare că Messi a reușit 15 goluri și 14 asisturi. Destul de bine, destul de bine pentru el. În ligă, din păcate, nu reușește, termină pe locul 3, Real Madrid este pe locul 1. În Supercopa, despre dacă reușim, nu reușim. Real Madrid câștigă și în Supercopa. Copa de Spania reușește, reușește să câștige Copa de Spania cu 3-1 versus Levante. Haideți să o să vedem ce a făcut Barcelona în Champions League. A treiat pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 trece de Marseille cu 3-0 la general. În Quarter Finals trece de Atletico 5-3 la general. Însă în semifinale este scoasă de Real Madrid. Bă. Am ajuns la Sporting, hai să vedem cum arată Ronaldo și se pare că are... What? Oh, nu pot să că s-a transferat. În sfârșit s-a transferat, bă, bine, mă. Chiar trebuia să plece de la Sporting și se pare că nu mai era, nu mai e, nu mai e. Haideți să vedem totuși la ce echipă s-a transferat Cristiano Ronaldo și se pare că s-a transferat la Juventus. What? Juventus, asta e echipa la care a fost și în viața reală, interesant. Ok, se pare că vom merge în Italia. Am ajuns și la Juventus, unde vom vedea cum arată Cristiano Ronaldo și se pare că... Unde este? Nu este în primul 11. Ok, îl vom pune noi atunci. Este aici pe banca de rezerve, o să punem aici în locul lui... Pune în locul lui Kostic, deocamdată. Însă, hai să vedem ce a reușit Cristiano Ronaldo și se pare că a reușit 2 goluri și un assist. Wow, wow, se pare că n-a jucat absolut nici un match la echipă. Da, foarte, foarte nașpa chestia asta. Juventus se pare că termină pe locul 2, nu reușește însă, da, în Serie A este competiția mai grea, însă și echipa este mai bună, o să vedem dacă se asigură în sezoanele ce va urma. Nu câștigă, din păcate, Serie A, nu câștigă nici Supercupa Italiei și nu câștigă nici Copa Italia. Juventus se pare că este în Champions League, termină pe locul 2, la egalitate de puncte cu Bayern München, însă în Round of 16 se pare că este scoasă de Real Madrid. Și se pare că Real Madrid scoate și pe Ronaldo de la Juventus și pe Messi de la Barcelona. Un sezon interesant, însă vom trece în sezon cu numărul 5 să vedem ce vor reuși să facă Cristiano și Lionel Messi. Sezon cu numărul 5 s-a terminat, hai să vedem cum arată Cristiano Ronaldo prima oară. Vedem că are 87 overall, crește un pic mai greu Ronaldo, însă sperăm că își va reveni și o să ajungă până la urmă la overall-ul de 94. Însă totuși, hai să vedem dacă a reușit ceva sezonul acesta și se pare că a reușit. A reușit, a jucat 58 de meciuri, a reușit 14 goluri și 13 asisturi. Foarte, foarte bine pentru el. Din păcate, Juventus nu reușește să câștige seria. Momentan, Ronaldo nu are niciun trofeu câștigat. Nu reușește nici în Supercupa Italia să câștige, însă reușește în Copa Italia. Câștigă aici cu 3-1 versus AC Milan. Haideți să vedem ce a reușit Juventus în Champions League, se pare că trece mai departe cu 15 puncte. În Round of 16 se pare că dăm de Sporting, wow. Însă reușim să o scoatem cu 6-5 la penalti, wow, cât de aproape am fost acolo. În Quarter Final se pare că dă de AC Milan, pe care reușește să o scoată cu 3-2, însă și Barcelona scoate Real Madrid cu 5-2 la general. În semifinale se pare că Juventus o scoate pe Atletico Madrid și Barcelona o scoate pe City. Asta înseamnă că sunt în finală Ronaldo versus Messi în finala UEFA Champions League. Wow! Hai să vedem cine câștigă finala UEFA Champions League. 3, 2, 1 și se pare că este Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo de la Juventus reușește să bată Barcelona, unde este Messi acolo, și câștigă primul lui Champions League. Foarte, foarte interesant că au picat ambii în finală, însă doar unul a câștigat și acela este Cristiano Ronaldo. La Ronaldo am văzut ce a făcut el, însă hai să vedem ce a făcut și Messi. Am ajuns la Barcelona, unde hai să vedem cum arată Messi, și Messi are 91 overall. E bine, la asta îl bate pe Ronaldo clar la overall, însă totuși hai să vedem dacă a reușit să facă ceva în Lionel Messi în acest sezon și se pare că reușește 11 goluri și 7 asisturi. Da, destul de puțin, destul de puțin pentru Lionel Messi, chiar dacă este titular la echipă, nu înțeleg de ce atât de puține goluri. Însă Barcelona reușește să câștige aici la Liga, ceea ce Ronaldo n-a reușit să facă în Serie A. Messi deja are un trofeu. În Supercopa se pare că câștigă din nou Barcelona. Messi are 2 trofee sezonul acesta. Copa de Spania nu reușește aici să câștigă Real Sociedad și cu toții știm finala câștigată de Juventus. E bine, un sezon foarte, foarte frumos cu Messi și Ronaldo în finala Champions League. Trecem în sezon cu numărul 6 să vedem ce vă face și în acel sezon. De data asta Cristiano și Messi au șansă la Balon de Aur. Hai să vedem că reușesc unul din ei să câștige și se pare că este Erling Haaland. Ok, se pare că încă câștigă Erling Haaland Balon de Aur.
Sezonul cu numărul 6 s-a terminat și prima oară să verificăm ce a făcut Ronaldo la Juventus. El se pare că încă este aici la Juventus, are overall de 89 și haideți să vedem câte goluri a reușit și se pare că a reușit 20 de goluri și 4 asisturi. Foarte bine pentru el, un sezon chiar foarte bun, însă tot nu este top marcator. Însă, din păcate, vedem că Juventus termină pe locul 6, nu câștigă Liga din păcate. Juventus pierde în Supercupa Italiei cu 2-1 versus Milan, de asemenea este scoasă de Roma în semifinalele Copa Italia și se pare că pierde și finala versus cei de la Liverpool. Și vedem că în UEFA Champions League Juventus termină pe locul 1 cu 13 puncte. În Round of 6 se pare că o scoatem pe pare cu 2-1 și vedem că Barcelona este scoasă cu 2-1 de cei de la Arsenal. În quarterfinals însă ne scoate AC Milan la penaltiuri cu 4-3. Per total un sezon cam slăbus pentru Juventus și pentru Cristiano. Trece la Messi să vedem ce a reușit să facă. Am ajuns și la Barcelona unde hai să vedem cum arată Messi. Și vedem că Messi nu este la echipă, sau ce puțin este în primul 11. Vedem că nici pe bancă de rezervă nu e. Asta înseamnă că s-a transferat. Căutăm Messi, Lionel Messi 23 de ani. Hai să vedem unde este. La Real Madrid, nu pot să cred. Este la Real Madrid. Wow, ce trădare! Cea mai mare trădare a fotbalului posibil. Și se pare că ajungem și la Real Madrid unde aparent Messi este la această echipă, însă totuși o să schimb eu echipa ca să intre, că mă tem că nu o să joace deloc și după aia e cam nașpa, așa că o să bag repede un 4-3. Mamă, și nu știu cum să, hai că băgăm pe Rodrigo Striker și băgăm pe Messi right winger. Sau de fapt, haide că jucăm un false 9. Haideți să vedem câte goluri a reușit să dea Lionel Messi la Real Madrid. Hai să vedem și se pare că a reușit 6 goluri și 4 asisturi în 46 de meciuri. Wow! Lionel Messi se pare că nu reușește foarte multe sezonul acesta. În ligă se pare că Barcelona termină pe locul 1. Real Madrid este abia pe 4, wow! Dacă rămâne la Barcelona, uite că avea un trofeu. Supercopa se pare că câștigă tot Barcelona cu 2-0 versus cei de la Real Madrid. Se pare că Barcelona se răzbună pe Lionel Messi că s-a transferat la Real Madrid. Copa de Spania nu pot să cred, deci nu pot să cred. Este pierdută contra cei de la Huesca. Iar în Champions se pare că termină pe locul 3. Însă aici în Europa League unde s-a dus Real Madrid se pare că este scoasă de Spurs cu 4-2 la general. Și se pare că nici Lionel Messi nu câștigă nici un trofeu sezonul ăsta. Sezonul ăsta, să fiu sincer, este mai slab pentru Lionel Messi pentru că am scris foarte puține goluri. Chiar dacă n-a câștigat niciun trofeu, am scris mult mai puține goluri decât Cristiano Ronaldo. Însă o să vedem în sezonul cu numărul 7 ce se mai întâmplă. Se pare că în sezonul cu numărul 7 nici Ronaldo, nici Messi nu o să câștige Balonul de Aur. O să aibă șansa Osimhen, Vinicius, Haaland și Leao. Sezonul cu numărul 7 s-a terminat, așa că hai să vedem cum arată Messi la Real Madrid. Vedem că încă este aici și vedem că are 94 overall. Haideți să vedem câte goluri a reușit și se pare că a reușit 20 de goluri și 9 asisturi. Foarte, foarte bine data asta. Vedem însă că Real Madrid câștigă pe la urmă la Liga cu 78 de puncte, un punct diferență față de Barcelona. Supercopa din păcate nu reușește, se pare că pierde versus Barcelona. Cupa de Spania se pare că nu este în finală, este Osasuna. În Champions League se pare că Real Madrid termină pe locul 1 în grupa sa, 14 puncte. În Round of 16 se pare că dă de Lille pe care o bate cu 5-3 la general, însă în quarterfinals dă de Inter care o scoate cu 2-1 la general, iar finalul câștigă Liverpool, ok, și se pare că Messi termină sezonul doar cu un singur trofeu și acela fiind trofeul Ligi. Am ajuns și la Juventus unde hai să vedem cum arată Cristiano Ronaldo și vedem că Cristiano Ronaldo nu este în partea stângă și nu este nici pe banca de rezerve. Se pare că s-a transferat. Ok. Hai să vedem totuși la ce echipă s-a transferat Cristiano Ronaldo. Și vedem că este la Leverkusen. Ok, interesant, interesant. Vedem că are 91 overall. Foarte, foarte interesant. Așa că mergem în Germania la Leverkusen, presupun. Am ajuns în Germania la Leverkusen unde se află Cristiano Ronaldo. Hai să vedem cum arată și se pare că are o echipă chiar destul de bună. El pe stânga cu Nunez în atac, un mijloc chiar foarte, foarte bun. Însă totuși, haideți să vedem câte goluri a reușit Cristiano Ronaldo și se pare că a reușit 28 de goluri și 10 asisturi. Un sezon foarte, foarte bun pentru Cristiano. Din păcate, în ligă vedem că terminăm pe locul 4, asta este, nu reușim să câștigăm. După Cupa Germaniei se pare că o câștigăm, avem un trofeu, câștigăm versus cei de la Heidenheim cu 2-1. Leverkusen câștigă și Cupa Germaniei cu 1-0 versus Union Berlin. Cristiano Ronaldo are două trofee. În Champions League, din păcate, Leverkusen
Leverkusen termină pe 3, unde duce în Europa League, unde vedem că în Round of 6 îi bate pe Gila Juventus, vechea lui echipă, trece mai parte, în quarterfinals unde dă de Nice, pe care o bate cu 4-3 la general, în quarterfinals se pare că dă de Sporting, pe care o bate și pe ea cu 4-2 la general, iar finala va juca versus Aston Villa, adiționarea care reușește să o câștige și se pare că o pierde, bă, nu reușește să câștige UEFA Europa League. Din păcate, Aston Villa aici câștigă cu 2-1 versus Leverkusen. Un sezon foarte bun pentru Cristiano, mi se pare că a fost un sezon mai bun decât ăla lui Messi, pentru că a scris și mai multe goluri și a câștigat cu un trofeu mai mult Cristiano. Însă, în continuare, Messi are overall-ul mai mare decât al Ronaldo. Trecem în sezonul 8 să vedem ce reușesc să facă jucătorii. În sezonul cu numărul 8, vedem că Lionel Messi are șansa să câștige balonul de aur, este acolo, deci are șansa să câștige balonul de aur. Hai să vedem totuși dacă câștigă. Hai să vedem dacă Lionel Messi până la urmă câștigă balonul de aur și se pare că este, nu pot să cred, este Erling Haaland din nou, bă, deci este fără balon în continui. Sezonul cu numărul 8 s-a terminat, hai să vedem cum arată Cristiano Ronaldo la Leverkusen data asta. Hai să vedem că mai este încă la echipă, este acolo la left winger, are 92 overall, destul de bine pentru el. Hai să vedem totuși câte goluri a reușit și se pare că a reușit 29 de goluri și 8 asisturi. Un sezon destul de bun. Din păcate, în Liga din nou nu reușește, este cu 2 puncte diferență față de Borussia Dortmund, care a terminat pe locul 1. În Supercup se pare că reușește să câștige cu 1-0 versus cea Dortmund. În Cupa Germaniei din nou câștigă cu 2-1, o bate pe Mönchengladbach. În UEFA Champions League se pare că termină pe locul 1 în grupa sa. Mai departe se pare că este scoasă de Inter foarte rapid în Round of 16 cu 5-3 la penaltiuri. Un sezon destul de bun pentru Cristiano Ronaldo, însă haideți să trecem și la Messi să vedem ce a reușit și el. Am ajuns și la Real Madrid unde vedem că este tot albastră, asta înseamnă că sunt în Champions League. Însă haideți să vedem ce a reușit Lionel Messi. Se pare că are în continuare 94 overall, însă totuși haideți să vedem câte goluri a reușit Lionel Messi, se pare că a reușit 15 goluri și 7 asisturi. Destul de bine s-a jucat însă, haideți să vedem Liga, unde vedem că din păcate nu câștigă Liga Real Madrid, câștigă Atletico Bilbao, wow. În Supercopa se pare că câștigă Barcelona, în Copa de Spania se pare că câștigă Villarreal, iar în Champions League se pare că Real Madrid termină pe locul 1 cu 11 puncte. Mai departe dă de Tottenham Hotspur pe care o bate cu 4-2 la general, în quarterfinal se pare că dă de PSG pe care o bate cu 4-1 la general. În semifinal se pare că dă de Frankfurt pe care o bate cu 4-2 la general, iar finala va juca versus Manchester City, unde va urma să o vizionăm și să vedem dacă reușește să o câștige. Echipa lui Manchester City este chiar foarte, foarte bună, Haaland încă este la echipă, vedem că și Bellingham este la echipă, însă echipa lui Real Madrid este destul de slăbuță față de cea de la City. O să dăm totuși un sim match cu un tactical view și haideți să vedem meciul. A început meciul versus cei de la Manchester City. Real Madrid are posesia multe față. Haideți să vedem dacă va reuși să câștige acest meci foarte, foarte important. Real Madrid acum cu o șansă foarte bună la Vini, este mingea. Hai să vedem ce va face, șutează și reușește să marcheze Vinicius Junior. Face 1-0 minutul 37. Primul care deschide scorul este un jucător de la Real Madrid și este Vinicius Junior. Ocazie bună pentru City, haideți să vină acum, Bellingham la balon, pas la Doku, Doku are spațiu, se poate duce, șutează și reușește să înscrie Doku. Ce șut puternic, n-are nicio șansă Courtois, face 1-1, egalează Jeremy Doku. Haideți să vină, ocazie foarte bună pentru City, ține mingea acolo, foarte bine. Foden acum la minge, hai să vedem ce va face, șutează, însă nu reușește, însă se duce mingea la Bellingham și Bellingham face 2-1. Exact, Bellingham face 2-1. Real Madrid pierde momentan, însă haide să vedem dacă va reuși până la urmă să întoarcă. Thiago îl vede aici foarte bine pe Messi, Messi șutează și reușește, Messi marchează în finala UEFA Champions League, mă, face 2-2, reușește egalul. Hai să vedem totuși dacă va reuși să câștige. Jeremy Doku pasă foarte bine la Rodri. Pasă la Haaland și Haaland face 3-2 în minutul 83, wow! Dar nu cred că mai are șansă Real Madrid să întoarcă data asta. Este pe la finalul meciului și nu prea mai au timp. Vine aici Lionel Messi, foarte bine centrarea la Vini. Vini acum, poate să șuteze, însă nu reușește să marcheze. Ce șut bun! Și se pare că nu reușește, se termină meciul, Manchester City câștigă, din păcate Real Madrid și Messi pierd în final la Champions League cu 3-2, îi bate Manchester City. În sezonul cu numărul 9 vedem că și Ronaldo și Messi au șanse amândoi să câștige balonul de aur. Haideți să vedem ce câștigă balonul de aur, având în vedere că și Ronaldo și Messi au șansa să-l câștige. Haideți să vedem, 3, 2, 1 și este Vinicius, pe bune, pe bune. Niciunul din ei este Vinicius. Ok.
Sezonul numărul 9 s-a terminat, hai să ne primoară Messi cum arată și ce a reușit. El se pare că are 94 overall în continuare, iar el a reușit să înscrie 30 de goluri și 11 asisturi. Wow, un sezon foarte, foarte bun pentru Lionel Messi. Cu siguranță cel mai bun sezon al lui. Se pare că Real Madrid câștigă la Liga, în sfârșit reușește să câștige. Barcelona este pe locul 2, la 3 puncte diferență, însă tot Real Madrid câștigă. Supercopa din păcate nu reușește, Villarreal aici câștigă. Însă Copa de Spania se pare că câștigă Real Madrid cu 3-2 versus Atletico Madrid, reușește încă un trofeu. În Champions League se pare că Real Madrid termină pe locul 2 cu 10 puncte. În Round of 16 se pare că dă de AC Milan, pe care o bate cu 4-1 la general. Quarterfinal se pare că City o scoate cu 4-3 la general. Un sezon foarte bun pentru Lionel Messi, foarte multe goluri marcate cât și asisturi, două trofee câștigate, chiar un sezon foarte reușit. Însă haide să trecem la Cristiano Ronaldo să vedem ce a reușit și el. Am ajuns și la Leverkusen, unde vedem că iar este albastru fundal. Asta înseamnă că sunt în finala Champions League, însă până acolo, hai să vedem cum arată Cristiano Ronaldo și are 93 overall, foarte, foarte bine pentru el. Haideți să vedem câte goluri a reușit să înscrie și se pare că a reușit 31 de goluri și 10 asisturi. Foarte, foarte interesant, nu știu dacă l-a ajuns pe Messi, cred că l-am trecut, cred, nu știu sigur. Mi se pare că Messi a avut 30 cu 11, deci practic sunt la egalitate. Însă, din păcate, Leverkusen din nou nu reușește să câștige Bundesliga, termină pe locul 3 și Borussia Dortmund câștigă. Super Cup se pare că Borussia Dortmund câștigă cu 2-0, bate pe Leverkusen și se pare că Borussia o bate din nou pe Leverkusen și în pocal, bă, deci nu pot să înțeleg, mă. 3 trofee câștigate de Borussia. În Champions League se pare că Leverkusen termină pe locul 1 cu 16 puncte. În Round of 16 se pare că dă de Chelsea, pe care o bate cu 3-2 la general. Quarterfinal se pare că dă de Inter, pe care o bate cu 4-3 la general. În semifinale dă de City, pe care o bate cu 2-1 la general. Iar finala va juca versus Bayern München, unde urmează să o vedem. Echipa lui Bayern chiar arată foarte, foarte bine. Însă totuși nici echipa lui Leverkusen nu arată mai slab. O să-i dăm totuși un sim match cu Tactical View să vedem ce reușește să facă Leverkusen în finală. E bine, și se pare că începe finala Champions League cu Leverkusen versus Bayern. Hai să vedem totuși dacă Ronaldo va reuși să câștige al doilea Champions League al său. Ocazie foarte bună pentru Bayern. Harry Kane șutează și se pare că marchează. Wow, cât de rapid deschis scorul cei de la Bayern. 1-0 versus Bayern în minutul 6. Ocazie bună pentru Bayern, mingea la Musiala, care nu reușește. Opa, aici foarte bine a scăpat, se pare că reușește să marcheze Mendes, se face 2-0 pentru Bayern. Da, se pare că va fi un meci foarte, foarte greu pentru Leverkusen. Pasă bună aici, Leverkusen are un atac foarte bun, reușește până la urmă să marcheze, se face 2-1. Ușor, ușor, Leverkusen revine în joc. Musiala pasă bună la Kane, pasă bună aici și stează, se face 3-1. Nu mai are nicio șansă acum Leverkusen, chiar dacă ar putea să mai înscrie încă un gol, nu au cum să înscrie încă 3 goluri ca să câștige. Ocazie bună aici, Mendes, hai să vedem acum ce va face, reușește să marcheze, face 4-1. Nu avea nicio șansă înainte, dar acum chiar că sunt zdrobiți efectiv. Ocazie bună pentru Bayern să facă încă un gol, reușește, bă, reușește, mă, să mai înscrie încă un gol, să face 5-1, 5-1, wow, nici mă vreau să mai mult acest meci, efectiv, domină cei de la Bayern. Bine aici la Ronaldo, Ronaldo cu capul, reușește să marcheze Ronaldo, însă este cam degeaba pentru că este 5-2, nu știu ce celebrează. Însă nu o să câștige meciul din păcate. Ocazie bună din nou pentru Bayern. Hai să vedem ce va reuși să facă Musiala. Pasează înapoi la Peters. Pasă bună aici. Nu mai pase bune, efectiv pase bune. Deci cum pasează cei de la Bayern este incredibil. Face 6-2. Wow, efectiv wow. Și se termină meciul, din păcate Ronaldo pierde finala Champions League, destul de grav o pierde, cu 6-2 câștigă Bayern. Un sezon destul de bun pentru Ronaldo când vorbim de goluri și de asisturi, însă la trofee stă foarte, foarte prost. Messi totuși a reușit câteva trofee și a reușit aceleași contribuții. Sunt sigur că Messi a avut un sezon mai bun. Trece la următorul sezon, sezonul cu numărul 10 și ultimul sezon. În ultimul sezon, hai să vedem ce câștigă Balonul de Aur și se pare că este Erling Haaland, pe bune.
Nu pot să cred, efectiv, nici Ronaldo, nici Messi nu câștigă nici măcar un singur balon de aur din cauza lui Haaland, Vini și probabil și lui Mbappe. Sezonul numărul 10 s-a terminat și prima oră, să vedem ce a făcut Ronaldo la Leverkusen, unde vedem că el are 94 overall, a ajuns pe Messi, însă încă nu știm ce overall are Messi. Totuși, haideți să vedem câte goluri a reușit și se pare că a reușit 24 de goluri și 4 asisturi. Foarte, foarte interesant, nu așa de multe goluri ca de obicei, dar a jucat foarte bine. Din păcate, din nou nu câștigă Bundesliga, dar nu știu ce se întâmplă, efectiv pierde de fiecare dată, data se câștigă Wolfsburg, în pocal se pare că câștigă Borussia Dortmund, în Champions League se pare că Leverkusen termină pe locul 1 la egalitate de puncte cu Roma, în Round of 16 se pare că o scoate pe Celtic cu 5-2 la general, însă în Quarterfinals este scoasă de cei de la Real Madrid. Ok, pare că Messi l-a scos pe Ronaldo cu 2-1 la general. Un sezon destul de slăbus pentru Ronaldo. Trecem la Messi să vedem ce a reușit și el. Am ajuns la Real Madrid la Messi și vedem că iar este fundalul cu albastra, asta înseamnă că sunt în finala Champions League. Însă înainte de asta, haideți să vedem cum arată Messi. Are 94 overall, destul de bine pentru el. Și el a reușit, să vedem, a reușit 19 goluri și 6 asisturi. Însă vedem că Real Madrid reușește să câștige aici la Liga cu 87 de puncte. Din păcate pierde Supercopa la penaltiuri contra cei la Barcelona. Copa de Spania se pare că câștigă Real Sociedad. Iar în Champions League se pare că termină pe locul 1 cu 14 puncte. Mai departe de Manchester City, pe care reușește să o scoată cu 5-4 la general. În quarterfinal de sigur că o scoate pe Leverkusen cu 2-1 la general. În semifinal se pare că o scoate pe Roma cu 5-1 la general. Iar finala va juca versus Bayern, unde o vom viziona. Echipa lor este destul de bună, însă data asta nu mai este Kane la echipă. Ține minte de finala anterioară că Bayern München efectiv a spart-o pe Leverkusen. Însă vom vedea dacă se va întâmpla la fel și versus Real Madrid. Îi dăm sim match cu Tactical View să vedem ce va reuși să facă Real Madrid. E bine, și începe finala UEFA Champions League. Hai să vedem dacă Messi va reuși să legaleze pe Cristiano Ronaldo la Champions League. Vine din nou la balon, șutează și se pare că reușește să înscrie cu stângul, șutează. Se face 1-0 minutul 7, incredibil cât de rapid se înscrie gol. Ocazie bună pentru Bayern, hai să vedem acum ocazie bună, șutează și se pare că egalează Bayernul. Foarte rapid Bayernul egalează în minutul 11. Ocazie bună pentru Real Madrid, Messi șutează și reușește să marcheze. Messi face 2-1 în minutul 17, cât de rapid se înscriu golurile aici, pe bandă rulantă efectiv. Ocazie bună din nou pentru Real Madrid, Vini pe flanc, se poate duce, centrează, ăsta este foul pentru Real Madrid. Hai să vedem lovitura liberă a lui Real Madrid, centrare foarte bună, însă este portarul. Vinicius pasă bună la Messi, Messi continuă foarte bine. Hai să vedem ce va face, centrare foarte bună, însă apără portarul celor de la Bayern din nou. Foarte bună pasă la Echelveri, hai să vedem ce a reușit să facă Echelveri, să duce mai departe, șutează, îi dă crăș la portar, cred. Face 3-1, bine mă. Sunt sigur că o să câștigi acum meciul acesta Messi cu Real Madrid și se pare că să termină meciul, Real Madrid câștigă UEFA Champions League și Messi câștigă și el un trofeu Champions League în sfârșit, în ultimul sezon. Un sezon foarte bun al lui Messi și al lui Ronaldo, însă clar al lui Messi a fost mult mai bun din cauza că a câștigat UEFA Champions League și bă chiar a înscris și în finală. Însă cam acesta a fost videoclipul special pentru 1K subscriberi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că v-ați abonat și am ajuns la acest număr. Sincer, în debate-ul ăsta Ronaldo versus Messi, nu pot să mă pronunț. Însă în această simulare, ambii jucători au fost foarte, foarte buni, însă voi știți exact ce jucător a fost mai bun. Când vine vorba de goluri, de asisturi, de trofee, de baloane de aur, din păcate n-au reușit niciunul, deci asta este. Însă sper că a plăcut, eu am fost Unreal White, v-am pupat, pa, pa!